Bună seara, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Agricultura la raport. Astăzi vom discuta din nou despre accesarea fondurilor europene prin Programul Național de Dezvoltare Rurală. Ne bucură interesul dumneavoastră față de acest program și de posibilitățile de finanțare pe care le oferă. În această ediție vom aborda sub măsura 4.1, care se referă la investiții în ferme. Veți afla tot ce vă interesează despre investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau demararea unei afaceri cu fonduri europene. Evident, dacă aveți întrebări legate de orice altă submăsură a programului, nu ezitați să ne contactați. Invitații mei din această seară vă vor răspunde la orice întrebare. Le mulțumesc domnilor Cătălin Ioanițescu și Virgil Găman că sunt alături de noi. Bună seara, domnilor, și vă mulțumesc pentru faptul că sunteți prezenți în studio AgroTV. De asemenea, aștept de la dumneavoastră, de la telespectatorii emisiunii noastre, întrebări la numărul de telefon 031 405 2800. Ne puteți scrie pe pagina noastră de Facebook AgroTV-Agricultura la raport sau pe Skype AgroTV. Domnilor, haideți să le explicăm oamenilor în ce constă submăsura 4.1 și v-aș ruga pe dumneavoastră, domnul Ioanițescu. Da, submăsura 4.1 se referă la acele investiții în fermele agricole, fie că vorbim de ferme vegetale, fie că vorbim de ferme zootehnice. Sunt eligibili toți fermierii ca și aplicanți, iar investițiile pot ajunge de la o valoare minimă a unui proiect de 5.000 de euro, să spunem, până la o valoare maximă a unui sprijin rambursabil de la Uniunea Europeană de 2 milioane de euro. Această submăsură este în prezent deschisă. Doar componenta de zootehnie, pentru că partea de vegetal s-a închis și a atins alocarea maximă. Au fost alocate o sumă de 75 de milioane de euro pe această componentă și plafonul maxim de depunere fiind 250 de milioane, adică dublu alocat pentru această submăsură, pentru această componentă, și s-au depus proiecte în valoare de 186 de milioane de euro, adică au depășit cu mult plafonul pe care autoritatea de management l-a alocat. Trebuie să spunem că aceste submăsuri au fost deschise în luna decembrie, mai precis în 15 decembrie 2016. Submăsura 4.1 pe vegetal a fost închisă într-o perioadă relativ foarte, foarte scurtă, 20 decembrie. În prezent, pe 4.1, componenta de zootehnic, s-au depus 6 proiecte. Da, nu a fost interes. O concurență, da. Exact. Valoarea acestor proiecte fiind de 6.213.000 euro. Euro. Domnilor, îl avem alături de noi prin telefon pe domnul Ioan din Sibiu. Bună seara! Bună seara! Bună seara! Bună seara! Aș dori să vă adresez o întrebare sau două referitoare la submăsura 6.4. Da. Dețin o pensiune agroturistică formată pe 3.1.3 pe ultimul exercițiu financiar, aferent 2007-2013. Și întrebarea mea este dacă mai pot accesa pe 6.4 să mai construiesc încă o altă pensiune într-o altă locație, într-un alt UATE. Desigur, o să vă răspund imediat la această întrebare, însă mai am nevoie de două mici detalii. În primul rând, a fost vorba de o agropensiune sau pensiune turistică? Agropensiune. La ce sumă a ajuns proiectul? Mă refer la suma nerambursabilă de la Uniunea Europeană. Nerambursabil 89.000 de euro. 89. Dar sunt trecuți deja 3 ani pentru a intra pe cumulul de minim. Exact asta. Aici vreau să ajung la ce, pentru că atât măsura aceea pe care dumneavoastră ați accesat-o, respectiv 3.1.3, ați accesat, și da, măsura 6.4 e practic aceeași măsură, doar denumirea este schimbată. Absolut, da. Și se spune regulii de minimis. Da, dacă a trecut, da, putem să aplicăm. Dumneavoastră probabil că sunteți și fermier, nu? Avem și o activitate agricolă, da, dar la nivel de agropensiune, adică nu comercializăm produsele respective, doar le preparăm în cadrul pensiunii. Exact asta este și ideea unei agropensiuni. Acum întrebarea este dacă sunteți înregistrat la APIA cu un produs. Suntem înregistrați la APIA, dar doar cu cod RO, nu și cu suprafața pentru subvenție. Am înțeles. Este o primă măsură de eligibilitate, se depășită, respectiv înregistrarea la APIA.
Da, desigur, puteți accesa. Suma maximă pe noua perioadă de programare, înainte era 100.000 de euro, probabil că cunoașteți lucrul ăsta. Da, acum este vorba de 200.000 de euro, sprijin 90%. Și investiția poate fi și în același OAT sau doar în OAT diferit? Trebuie să... În același unitate administrativ-teritorială unde aveți și exploatația agricolă. Este... O altă condiție. În ideea în care am două exploatații agricole, una într-un OAT diferit. Nicio problemă, atât timp cât aveți, de exemplu, în comuna X, să spunem, aveți două comune, X și Y, iar noastră aveți în comuna X, este noua pensiune agroturistică pe care vreți să o depuneți, nu este niciun fel de problemă. Am înțeles. Vă mulțumesc mult. Și încă o întrebare aș mai dori să vă adresez. Există posibilitatea ca în viitoarele sesiuni... Vă ascultăm. Da, vă ascultăm. Da. Deci există posibilitatea ca în următoarele sesiuni care se deschid pe măsura 6.4 să fie punctate mai bine codurile de producție sau de prestări servicii? Aceste punctări de care dumneavoastră spuneți, ele se schimbă de la o sesiune la alta funcție de interesul manifestat față de anumite tipuri de activități. Ce pot să vă spun este că partea de agroturism este punctată. Deci va fi punctată în continuare cu un punctaj bun. În continuare cu un punctaj bun, ea intră în concurență, ca să zic așa, această parte de agroturism, cu absolut toate activitățile non-agricole, de la producția de apă plată până la pixuri și foarte multe activități. Sunt vreo 20 de pagini de coduri ca ineligibile. Dintre toate activitățile, activitatea de agroturism are șansa de a obține un punctaj foarte bun. Cel mai bun punctaj, de fapt. Am înțeles. Vă mulțumesc mult pentru timpul acordat. Și ne mulțumim. Și mult succes. Vă mulțumesc. Mult succes și urmăriți pe mai departe emisiunile AgroTV. Suntem îndeaproape cu emisiunile, cu internetul, cu tot ce înseamnă informare. Toate bune vă doresc, numai bine. Domnilor, aș vrea să îi oferiți un răspuns și domnului Adrian Ciurel, care ne-a scris pe pagina noastră de Facebook, AgroTV-Agricultura la raport. Dumnealui este din localitatea Amărăștii de Jos Dolj și ar dori să aplice pentru un proiect de solar de 50.000 de euro. Ce suprafață de solar este obligatoriu și ce acte îi trebuie? Vă întreabă domnul Adrian Ciurel. Aici avem nevoie de ceva mai multe detalii, pentru că dânsul spune că valoarea lui este de 50.000 de euro. Dacă cunoaște deja, nu știu, o submăsură, poate aplica pe cea de tineri fermieri. Sunt două posibilități în cazul dânsului. Fie aplică pe măsura aceea de tineri fermieri, care oferă într-adevăr până la 50.000 de euro. Eu am auzit suma de 50.000 și bănuiesc că la aia s-a referit. Da. Sau la 4.1, unde poate obține o finanțare mult mai mare ca și sumă. Până la 1.500.000 de euro pentru sere solari, dar... Cu o finanțare de până la 90%. Până la 90%, dar suma pentru un solar este mult prea mare. Probabil că dorește să facă mai multe solari. Nu am înțeles dacă dumnealui dorește, așa cum spunea și Cătălin, dorește să acceseze 50.000 de euro, referindu-se astfel la sub măsura 6.1 tânăr fermier, sau dorește să facă o investiție mai mare în mai multe solari. Am să-l rog pe domnul Ciurel să revină cu mai multe informații pentru a-i putea oferi un răspuns cât mai exact. Până atunci, haideți să luăm un alt telefon. Vom dialoga cu domnul Ioan Tomiță din Galați. Bună seara! Bună seara! Vă ascultăm! Vă scuzați pentru deranj, nu vă ocup niciun decât deranj. Minute. O întrebare aș avea. Eu sunt retras în țară de puțin timp și am o rasă de porci Mangalița și Bazna. Și aș dori ce fonduri au putea să... Cum să-i spune, nu prea mă pricep bine. Da, să accesați. Da. Deci aș vrea să mă măresc, să construiesc un prea niște grajduri cum trebuiește, în condiții bune să aibă. În primul rând trebuie să ne spuneți cam la ce dimensiune intenționați să duceți exploatația agricolă. Ce sumă anume doriți să accesați? Nu știu pe ce măsură. Am înțeles o măsură 4.1 sau 6.1. Păi pe amândouă puteți. Ideea era și colegul meu vă întreba, vrem mai multe detalii în sensul că funcție de necesitățile dumneavoastră,
vă putem recomanda măsura optimă pentru dumneavoastră. Ca și investiție, ați vrea decât parte de grajduri, nu animale, nu știu, utilaje care să vă ajute, utilaje agricole. Deja e, nu știu, nu prea mă pricep și aș vrea informații de la dumneavoastră. Domnul Tomiță, spuneți-ne ce vârstă aveți. Am 45 de ani. Da, de mulți înainte. Deci, mulțumesc. În felul acesta pică măsura de instalare tânăr fermier. Păi de asta și v-am telefonat. De asta și am telefonat. Da, la 45 de ani, prima condiție de eligibilitate și esențială la măsura de tânăr fermier 6.1 este să aveți până în 40 de ani. Dumneavoastră având 45 mulți înainte, vă rămâne ca și accesare măsura, sub măsura 4.1, cea de investiții. Unde puteți obține un procent de finanțare de la 50% la 90%. Depinde de zona în care dumneavoastră vă aflați. O altă, din nefericire, din câte îmi dau eu seama, domnul Tăniță nu mai poate să obțină 90%, că a depășit deja vârsta. Cealaltă condiție ar fi ca dumneavoastră să faceți investiția într-o zonă, așa zis, defavorizată, unde puteți să mai obțineți alte 20 de puncte procentuale. Deci, practic, puteți obține finanțare pentru dezvoltarea fermei sau pentru înființarea fermei într-un procent de 70%. Dar domnul, mă scuzați, dar eu am fost la Direcția Agricolă la Garaț, am fost și la APIA și m-a plimbat din colo încolo, nu mi-a dat niciun răspuns. Niciun răspuns cu privire la? Ce fonduri pot să accesez pentru porcii ăștia? Probabil că dumneavoastră vă așteptați un răspuns vis-a-vis de subvențiile pe care puteți să le primiți. Subvențiile dacă ați mers și la APIA și nu anume de investiții în ferma zootehnică. Că sunt două componente diferite. Practic și în concluzie, dumneavoastră, pentru acest grajd, extraordinar, adică probabil veți putea accesa acel procent de 70% din valoarea de construcția acelui grajd pe fonduri europene nerambursabile. Acum, dacă vreți mai multe detalii despre cum puteți accesa sau ce condiții de eligibilitate trebuie să îndepliniți, ne puteți spune sau câte lucruri cunoașteți dumneavoastră despre submăsura asta, iar noi să venim în completarea cunoștințelor dumneavoastră. Da. Domnul Tomiță, vă mulțumim mult de tot. Puteți să lăsați datele dumneavoastră de contact colegilor mei din regie, iar domnii consultanți, după finalul emisiunii, vă vor suna. Mulțumesc mult de tot. Seară bună vă doresc. Și domnul Tomiță, ca orice altă persoană care dorește să acceseze fonduri europene, trebuie să înțeleagă că trebuie să se organizeze, să aibă o formă legală de o societate, în primul rând. Persoană fizică autorizată. Apoi, poate să consulte site-ul AFIR, unde găsește ghidurile pentru toate submăsurile, sau poate să meargă la sediul AFIR din teritoriu, unde poate să, sigur, va găsi o persoană care să îl îndrume. Domnilor, în momentul de față, care sunt oportunitățile în acest moment? Și mă refer aici la sesiunile deschise. Păi, așa cum spunea și Cătălin, în momentul de față deschise mai sunt submăsurile 4.1, componenta de zootehnic, care mai rămâne deschisă până pe data de 28 februarie, în condițiile în care sumele nu se epuizează, dar având în vedere că această submăsură a fost deschisă din 15 decembrie și nu au fost depuse decât un număr mic, spun eu, de 6 proiecte, nu cred că se poate închide înainte de termenul anunțat. Mai este deschisă schema 4.2 GBER, creare unități de procesare, care, dacă nu mă înșel, este deschisă până la 31 ianuarie, și 6.5 mici fermieri, deschisă până în 15 mai. Domnilor, avem un alt telespectator alături de noi. Este vorba despre domnul Daniel, care ne sună din Galați. Bună seara! Alo! Bună seara, domnul Daniel! Bună seara! Vă ascultăm! Aș avea o întrebare. Pentru vârsta peste 45 de ani, mai există vreo măsură în care să putem accesa fondurile astea europene?
Da, desigur, există această posibilitate. Singura problemă, ca să-i spun așa, a celor trecuți de peste 40 de ani este aceea că pierd la finanțare cele 20 de puncte procentuale, cei 20% în ceea ce privește sprijinul financiar de la Uniunea Europeană. Asta este singura problemă. Ca să înțeleagă toată lumea și poate că nici domnul de mai devreme nu a înțeles foarte bine, sprijinul pe măsura de investiții este de la 50 la 90%, care crește în anumite situații. O situație ar fi pentru tinerii care au până în 40 de ani, la momentul la care se depune proiectul, și care nu sunt de mai mult de 5 ani fermieri. A fi fermier înseamnă acea persoană care este înregistrată la APIA, deci pentru cei care nu sunt mai mult, nu a trecut mai mult de 5 ani de la înscrierea lui la APIA, deci ei au încă 20%, și ar mai fi 20% pentru zona defavorizată. Marea majoritate a localităților din țară sunt defavorizate, deci cu ușurință se pot obține 70% pentru cei care au peste 40 de ani. Asta ca o concluzie. Și se mai dau încă 20 de puncte procentuale pentru cei care deja sunt atestați, au exploatație atestată ca fiind ecologică sau un curs de atestare. Și ca o completare? Problema e că eu tot am încercat să accesez, n-am făcut proiecte. Eu sunt un crescător de ovine, da? De oi, am jur de 400 de oi. Problema că întotdeauna săream, muncesc până în 50 de hectare de pământ, bine, nu l-am în arendă, suntem o asociație între cumnați, așa? Problema e că întotdeauna depășeau punctele astea, eu cum să numeau înainte, ca să pot să preiei și acum, care aș vrea să accesez, că aș vrea să mă modernizez, să pot să dau, să dezvolt, pentru că n-aș vrea să pierd băiatul și ce m-am lângă familie, că vor tot să plece afară din țară. Și tare mi-aș dori să pot să-i țin cât mai mult lângă mine. Eu n-am accesat niciun fond. Eu sunt scris la APIA, din subvențiile care mi s-au dat, la oi, la vaci, la ceea ce am preluat de la stat. În schimb, n-am accesat nicio măsură, nimic. Când aș fi interesat dacă aș putea să fac ceva în care să fiu ajutat. Desigur. Eu am vârsta de 47, 48 de ani, adică nu prea mai am... Domnul Daniel, în afară de sub măsura 6-1 tânăr fermier, dumneavoastră și 6-3, dumneavoastră puteți accesa fondurile europene pe toate celelalte măsuri, în special 4-1 sau 4-2, în funcție de ce doriți, ce anume doriți să faceți. Doriți să faceți procesare, doriți să faceți un abator sau doriți să faceți investiții în înființarea, dezvoltarea, modernizarea fermei pe care o aveți în momentul de față. Îndepliniți condițiile, aveți de eligibilitate sau cel puțin din ceea ce descrieți dumneavoastră. Nu văd care ar fi ce v-ar împiedica să accesați fondurile europene. Trebuie să mergeți să discutați cu un da, consultant. Cel mai mult aș fi interesat să pot să mă dezvolt pe cumpărarea pământului pe care vin alții să-l cumpere, care nu sunt de la noi statornici și noi nu putem. Că animalele știți cum, le mulțim într-un an, doi, asta nu e o problemă. Dacă avem suprafața de pământ, asta depinde numai de noi care muncim. Din păcate, achiziția de pământ e restricționată la finanțare. Singura măsură care ar permite acest lucru e aceea de tineri fermieri, unde există, din câte știu, un procent de 10% din valoarea sprijinului de la Uniune, dar măsura de tineri fermieri nu vi se aplică dumneavoastră că aveți peste 40 de ani. Celelalte măsuri de finanțare nu vă finanțează ca să achiziționați pământ, din păcate, astea sunt condițiile. Bine, deci de asta eram curios să văd că mulți au accesat, au cumpărat și zic că să văd. Eu știu că nu pot să mă mai încadrez în tinerii fermieri. Asta e situația. Problema e că noi mai avem dragoste față de pământul ăsta și de animale. Bun, domnul Daniel. Mulțumim mult de tot pentru telefon. Vă mai așteptăm și cu altă ocazie. Seară bună vă doresc. Numai bine.
Domnilor, haideți să îi oferiți un răspuns și domnului Cătălin Deteșan, care ne-a scris pe pagina noastră de Facebook AgroTV minus Agricultura la raport. Dumnealui este din Ernut, județul Mureș, are 28 de ani și lucrează 24 de hectare în arendă. Ce măsură poate accesa pentru cumpărarea de utilaje agricole noi prin fonduri europene, vă întreabă. La 24 de hectare trebuie să vedem cu ce anume sunt cultivate, pentru că are minim. Minim pentru minimum pentru 12.000 ESO. Da, 12.000 ESO. Poate să acceseze instalarea tânăr fermier dacă nu este deja instalat mai mult de 24 de luni. Poate să primească astfel 50.000 de euro. Să aducem o clarificare la cele 24 de luni, ca să nu se înțeleagă greșit. 24 de luni se referă nu la persoană fizică, pentru că mulți sunt înregistrați. Să spunem, dânsul care are 28 de ani, poate e de la 20 de ani înregistrat ca și fermier, pe persoană fizică, pentru că știm că este posibil și acest lucru, la APIA. Se iau 24 de luni de la data la care dânsul este fermier sau acționar într-o firmă care, acea firmă este înregistrată la APIA. Fie că vorbim de un SRL, fie că vorbim de un PFA, sau de o întreprindere individuală. Deci cele 24 de luni se calculează de la data la care acea entitate a căpătat statutul de fermier. Bun, mai am eu o altă întrebare pentru dumneavoastră. În ce condiții un SRL cu asociat unic sau cu asociați soț și soție poate fi considerat fermă de familie? În condițiile, ferma de familie este definită ca ferma care are între 8.000 și 12.000 de ESO, 11.999 de ESO. Mai exact. Aceasta este definiția fermei de familie și desigur că are anumite priorități la finanțare în ceea ce privește punctajul pe care îl obține, în sensul că acest tip de proiecte sunt prioritizate, chiar au și o alocare distinctă. În momentul în care, pe ultima sesiune n-a fost cazul, dar până la acest moment toate sesiunile care s-au lansat pe partea de agricultură erau împărțite, aveau patru componente: vegetal, zootehnic, ferma de familie și montan. Deci, ca să spun așa, ei sunt oarecum prioritizați și au o alocare distinctă din partea autorității de management. Domnilor, o avem la telefon pe doamna Pârvu Niculina din Calafat. Bună seara, doamnă! Bună seara! Vă ascultăm! Am două fete, 24 și 27 de ani. Să vă trăiască! Cea mare lucrează în Anglia și vrea să se întoarcă în țară și să-și facă o plantație de pom fructiferi. Problema este că pământul l-avem în arendă de când erau fetele minore și nu putem să ne-l luăm înapoi. Cum trebuie să procedăm? Ea, fata cea mică, vrea să, având liceu agricol, vrea să-și cumpere pământ și să-și ia și un tractor. Da, gata? Da, asta e toată întrebarea, da? Mai aveți și o altă întrebare? De ce liceul agricol dă bacul la matematică când el face o oră pe săptămână și nu sunt la același nivel cu ceilalți elevi? Doamnă, ne depășește această întrebare cu scuzele de rigoare. Vă mulțumim mult de tot. Mulțumim frumos. Haideți să vă răspundă, domnii consultanți, la prima întrebare. Da, referitor la plantația de pomi, este eligibil în cadrul fondurilor europene, au o alocare distinctă pomii, parte de pomicultură. Chiar auzeam ceva de liceu agricol, nu știu de ce dă examene la anumite materii, însă ce pot să spun este că dacă prezintă o diplomă de liceu agricol, are punctat suplimentar la proiect. Adică cei care au terminat liceu agricol sunt avantajați, ca să zic așa. Bun, trebuie să-i aducem la cunoștință că sunt măsura pe care poate să o acceseze pentru finanțare este 4.1a, da. Investiții în exploatații pomicole până la 700.000 de euro sau 900 cu procesare, funcție de componente care are. Domnilor, vă propun să luăm o scurtă pauză și revenim în câteva minute. Desigur. La Agricultura la raport.